Prețurile la energie nu vor mai reveni niciodată la nivelul de dinainte de pandemie. Este avertismentul pe care îl transmit specialiștii de la BNR. În plus, ei cred că o criză alimentară majoră e inevitabilă din cauza scumpirilor din ultimele luni. Sacrificii va trebui să facem cu toții, individual și ca grup și ca întreprinderi și ca state, pentru că status quo, adică consumul și producția în parametrii de acum, nu sunt sustenabili. Prețurile la energie nu vor mai reveni niciodată la nivelurile scăzute de dinaintea pandemiei. Și nici nu ar fi de dorit să revină dacă vrem ca planeta să mai fie locuibilă peste 30 sau 50 de ani. Deja românii primesc notificări de la furnizorii de energie în care sunt avertizați că tarifele vor crește chiar și cu 400-500% și prețul alimentelor de bază a crescut foarte mult anul acesta. De exemplu, pâinea albă s-a scumpit cu 25%, uleiul cu 24%, iar mălaiul cu 17%. Specialiștii spun că e inevitabilă o criză alimentară accentuată. Pe de o parte, oamenii vor avea câștiguri mai mici pentru că vor scade vânzările. Asta înseamnă bani mai puțin, atât la fermier, cât și la partea de procesare de industrie alimentară. Asta înseamnă că există riscul ca unele afaceri mai mici să se închidă. Producătorii de carne spun că în prezent majoritatea abia mai supraviețuiesc din rezerve, pentru că vând kilogramul de carne la prețul de anul trecut. Marea majoritate, dacă nu toți sunt membrii asociației noastre, ne spun că practic la acest moment ei trăiesc din rezerve pentru că vând carnea de porc în pierdere. În contextul în care simțim cu toții, toate celelalte inputuri pe fermă au crescut cu 30-40%. BNR vine și cu un scenariu sumbru în privința crizei alimentare. Din cauza încălzirii globale și a epuizării resurselor, vom ajunge chiar și la foamete. În primul rând, foamete. Într-un scenariu de creștere a temperaturii cu 4 grade Celsius, ar crește zonele afectate de secetă și deșertificare de la 15% din suprafața uscatului în prezent la 45%. Va crea mișcări mari de populație, războaie pentru hrană, deci ca în evul mediu. Pentru că o mare parte din căldura reținută de planetă e captată în apa oceanelor, ceea ce duce la acidificarea acestora, până la 90% din viața marină poate să dispară în acest scenariu, care hrană marină este hrană pentru miliarde de oameni. Sfârșitul anului nu aduce o ameliorare a prețurilor. Previziunile Băncii Naționale a României arată că inflația va ajunge la 7%.